Am invitat echipa Gloria Buzău, pe toți jucătorii, conducerea echipei, pe Andrei Prepeliță, stafful din conducere, astfel încât să le mulțumesc în numele dumneavoastră pentru această performanță, aș putea spune, istorică. Într-adevăr, punct final, bucurie foarte mare, Buzăul își îndeplinește în sfârșit obiectivul și va juca în sezonul viitor în Superliga. Nu a fost ușor, a spus antrenorul Gloriei Buzău, Andrei Prepeliță. Gloria Buzău a promovat în Superliga României după ce a învins pe teren propriu cu scorul de 3-0 Unirea Slobozia.